După ce au fost înregistrate peste 1000 de decese din cauza noului coronavirus, autoritățile suplimentează locurile din spitale. Încă 120 de paturi pentru bolnavi de COVID-19 aflați în stare gravă vor fi activate joi la Spitalul Republican. Anunțul a fost făcut de responsabilii de la Ministerul Sănătății după ședința punctului focal de azi dimineață. Potrivit unui comunicat de presă, pacienții în stare gravă a căror stare de sănătate se ameliorează vor fi transferați din terapie intensivă în secția care urmează a fi creată și vor continua tratamentul prescris de medici. Totodată, pe aceste paturi vor fi spitalizați și pacienții cu forme moderate și severe de boală, care vor fi aduși de la centrul COVID-19.